Metalul Buzău este surpriza plăcută a acestei ediții a Ligii a doua. Echipa buzoiană a atras atenția în principal datorită evoluțiilor din Cupa României. Repartizată în grupa B, Metalul a învins în primul meci Universitatea Craiova cu 1-0, după ce anterior trecuse de Universitatea Cluj. Formația din Crâng are șase meciuri la rând fără eșec, 5 în Liga a doua și unul în Cupa României. În acest context, nou promovata speră la o salvare fără emoții de la retrogradare, dar și un parcurs cât mai lung în Cupa României. Ba chiar conducătorii clubului Buzoian se gândesc la play-off-ul Ligii a doua, deși nu au un astfel de obiectiv. Tot ei recunosc însă că va fi greu ca metalul, la condițiile pe care le are, să ajungă să se lupte pentru promovarea în Superliga României, cu șanse reale și nu doar datorită rezultatelor pozitive din ultima perioadă. Susținerea financiară, dar și lipsa unui stadion la standardele impuse de primă ligă sunt doar câteva dintre obstacolele care fac din promovare un vis aproape imposibil de împlinit. În acest moment, metalul Buzău se află pe locul 10 în Liga a doua, la egalitate de puncte de locul 6, care, la finalul sezonului regular, califică în play-off.